Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda dumneavoastră Sorin Luca și astăzi povestim despre o nouă campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Filozofia ca mod de viață. Filozofia nu este o disciplină intelectuală, abstractă și aridă. Încă de la începuturile ei, filozofia s-a preocupat de cunoaștere și de autocunoaștere, de înțelepciune, adevăr, etică, Bine, iubirea de frumos, de valorile și de sensurile profunde ale existenței. Cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Cum putem noi să folosim sau să ne folosim de moștenirea filozofiei și să o integrăm în propria noastră existență ca mod de viață? Prin intermediul campaniei Filozofia ca mod de viață. Vă invităm, dragi cititori, la o incursiune în tainele gândirii universale din cele mai vechi timpuri până astăzi. În perioada 25 februarie-3 martie, vom descoperi, alături de invitații noștri, latura practică și, iată, atât de actuală a filozofiei și felul în care ne poate ajuta aceasta în viața cotidiană o selecție de titluri care ne vor da acces la viziunile diferite ale marilor gânditori ai lumii vor beneficia de o reducere de 30% cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald și aș vrea să menționez câteva dintre ele. Epoca rațiunii a lui Thomas Paine, în apărarea drepturilor femei de Mary Wollstonecraft, elementele filozofiei lui Newton de Voltaire, Dialoguri asupra religiei naturale de David Hume, Hara, centrul vital al omului, de asemenea, eseu despre prejudecăți sau despre influența opiniilor asupra moravurilor și fericirii oamenilor de baronul Dolbach și iată multe, multe altele. Și pentru că în fiecare an, pe data de 28 februarie, îl omagiem pe marele gânditor francez Michel de Montaigne, vom povesti despre cel mai recent volum al său publicat în colecția Cogito, Eseurile despre relații, sexualitate și experiență, o serie de capitole care oferă, scurt și cuprinzător, o imagine reprezentativă a eseurilor de bătrânețe, am putea spune, ale lui Montaigne, pentru că opera sa se împarte în trei zone, să le spunem, eseurile de tinerețe, eseurile de maturitate și eseurile de bătrânețe, aceste eseuri ale lui Michel de Montaigne, una dintre cărțile fundamentale ale umanității.